sunt anumite subiecte care reprezintă o problemă de competitivitate pentru Europa, special pentru antreprenorii tineri și foarte inovativi. De exemplu, în toată această lume a agendei digitale, există o nevoie acerbă de reformă la nivel european. Tot ceea ce înseamnă legislația pe telecomunicații trebuie reformată. Noi suntem cu o legislație pe telecomunicații extrem de învechită, care se adresează numai așa numiților incumbenți, deci deținătorii de infrastructură de telecomunicații vechi, cum era la noi RomTelecom sau cum e în alte țări compania de telecomunicații care avea infrastructură prin cupru. Ei au fost în principal vizați de legislația telecomului. Ori acum există extrem de mulți jucători în piață, există foarte multe tipuri de comunicații noi, există nevoie de dezvolta infrastructura, cine o dezvoltă, de unde se capitalizează pentru a o dezvolta, adică numai incumbent-ul sau telecomunicațiile mobile sau tot ceea ce înseamnă infrastructura de cablu care s-a dezvoltat extrem la nivelul Uniunii Europene, tot ceea ce înseamnă furnizorii de telecomunicații prin internet, care nu sunt deținători de infrastructură, dar utilizează infrastructura. Deci tot ceea ce înseamnă legislația în domeniul telecomunicațiilor trebuie reformată, pentru că în momentul de față reprezintă o frână în dezvoltare. Pe de altă parte, tot ceea ce înseamnă așa numiții producători de conținut, deci cei care utilizează infrastructura pentru a transmite conținut, deci vorbim de marile companii, de internet, mari producători de video, de muzică, de toți cei care folosesc internetul consumând foarte multă bandă și necontribuind într-un anume sens la dezvoltarea infrastructurii. Toată această industrie se cheamă over the top în limbaj european, nu este reglementată și nu este foarte clar cum poate ea contribui la protecția datelor utilizatorilor, cum poate ea contribui la finanțarea infrastructurii de care este nevoie la nivel european pentru a avea acces la acest tip de industrie. Un subiect dus încărcă de foarte mulți ani și care nu a fost rezolvat, dar în legătură cu care Comisia Juncker promite să vină cu o propunere la începutul acestui an, este copyright-ul. La nivel european, fiecare stat membru are propria lege de copyright. Asta face ca la foarte multe produse din industria de entertainment, mulți cetățeni europeni să nu aibă acces pentru că nu au în țara lor o lege a copyright-ului corespunzătoare. Trebuie uniformizată și trebuie dat ceva la nivel european, astfel încât să ne bucurăm cu toții de tot ceea ce înseamnă produsele media europene sau americane sau în fine fiecare ce dorește din lumea largă, dar pentru asta trebuie să avem o lege a copyright-ului coerentă în avantajul consumatorului. Care va stârni foarte multe controverse. Dar va stârni foarte multe controverse și asta va reprezenta. Acum eu ca speaker al grupului PPE pe acest subiect mă aștept să am foarte mult de lucru. Sper cu un alt prilej să vă spun care vor fi deja primele direcții de acțiune. Deocamdată este prematur, așteptăm comunicarea Comisiei.